Bună ziua, doamnelor și domnișoarelor. Voi face doar pentru femei. Cum vă va merge în următoarele 6 luni, da? Pentru că suntem la mijlocul anului, aproape iulie, deci mă voi gândi pe jumătate de an. Cum vă va merge, în general? Dragoste, bani, serviciu. Da? Deci cum va merge dumneavoastră în 6 luni, următoarele 6 luni? La bărbații nu, pentru că bărbații ei știu cum le va merge. Doar femeile, da? Așa. Aici multe doamne se gândesc să facă călătorii. Faceți călătorii, doamnele din Berbec. Aveți relații cu un bărbat pe care iubiți și o să aveți această relație oficială, schimbare în bine cu căsătoria, dacă sunteți căsătorite. Dacă nu sunteți căsătorite, vă căsătoriți. Dacă aveți o relație cu cineva, vă căsătoriți. Dacă sunteți căsătoriți, va fi bine. Lăsați scandalul la o parte, câteodată nu vreți să fiți fidele, nu mai sunteți fidele. Vă mai gândiți și la altcineva, vă gândiți mult la persoana iubită, câteodată credeți că s-a pierdut această relație, nu mai aveți încredere. Este o persoană ca și moartă pentru dumneavoastră, credeți că s-a terminat. Unii. Și unele credeți că s-a terminat, dar nu s-a terminat. O să vedeți că o să aveți schimbare în bine, o să fiți fericite, o să aveți o mutare împreună cu cineva, o călătorie iarăși, o relație oficială cu cineva. În ce doriți dumneavoastră, în ce sperați dumneavoastră, poate fi cu un serviciu, cu o casă, cu o afacere, arată că o să aveți noroc, o să aveți împlinire, că o să vă meargă bine și în afaceri și la bani și ceva acte oficiale sau o călătorie în afara țării, iarăși se poate. Apoi arată că primiți bani de undeva, de unde trebuie să primiți. Așteptați un nou început cu cineva, acest început o să-l aveți. Dacă aveți copii, la fel, va merge bine cu copiii. Aveți un cuplu care este puțin invidios, puțin gelos, puțin șmechere, această persoană nu sunt foarte bune. O femeie care vă supără sau dați bani pentru boala unei femei, poate fi din familie. Apoi o să mai primiți spre sfârșitul anului vești care nu vor fi foarte bune despre o pierdere care o să vă întristeze. Și tot spre sfârșitul anului arată că poate să vă apară un nou bărbat în viața dumneavoastră sau vă vine în vizită un ex sau o persoană mai în vârstă sau un tată sau vă vine în viața dumneavoastră o altă persoană, poate să fie o persoană mai în vârstă, văd eu. Oricum, în suflet, scandalul pentru care luptați pentru cineva aici arată. Lăsați asta la o parte în următoarele luni, lăsați această pierdere. O considerați ca pe o pierdere, dar o să vedeți că nu este totul pierdut, că acest bărbat la care vă gândiți că l-ați pierdut încă vă vrea sau vă vrea, vine cu o relație serioasă la dumneavoastră, cu schimbare sau se întoarce pentru un copil. Dar în mintea dumneavoastră vă gândiți, gata, este terminat, nu mai vine, mi-am pierdut totul, așa gândiți dumneavoastră. Dar nu, nu este așa. Așa, schimbare, vă văd. Unele vă mutați undeva, unele vă mutați înapoi cu acest bărbat sau cu persoana iubită, noroc în ce sperați, realizare, împlinire. Doar să aveți grijă că aveți o dușmancă importantă, o persoană, o femeie care vă face să pierdeți bani, care este, nu este adevărat ce vă spune, trebuie să aveți grijă cu ea.
Cam asta a fost, sper să vă placă, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.